Bună ziua, dragi, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Pornim repede la treabă. Lasă tema pentru acasă, da? Tema acasă. Clasa a 5-a. Ștefania, poftim. O frate, intermul crește cu 11 pe 13 și se obține 22. Care este fracția? Deci o fracție, nu știm cine este aceea, da. X, fracția asta, că nu știm, se mulțește cu 11 pe 12, 13. Pe 13, da. Și 11 se obține 22. Se obține 22. 22, exact 22, da? Da. Deci o fracție se mulțește cu 11 pe 13 și obțin 22. X, asta cine este? Ar putea fi 2. 2 ori, nu știu ce, 2. Păi, hai să zicem așa. Ia gândiți-vă când facem următoare. 3 ori X egal cu 6. X-ul ăsta cu cine este egal? 3 ori cât face 6? X egal cu 2, pentru că acest x egal cu 6 împărțit la 2. Da. Împărțit la 3, corect. 6 împărțit la 3 și face 2. Păi și așa e și aici. X ăsta, pe care nu-l știu, egal cu 22, 22, eu știu cum ar fi 6, dar facem legătura. Iată 6, și acum 22, împărțit la 11 pe 13. Nu? Așa se face. Deci, da. Rezultatul înmulțirii se împarte la factorul ăsta. Deci, X-ul acela necunoscut este 22 împărțit la 11 pe 13, da? Da. Și care este egal mai departe cu 22? Cum se împart două fracții? 13 pe 11. Cât? 13 pe 11. Nu, 22 pe 1 mulțit cu inversa. Da. Păi da, cu 13 pe 13, cu 13 pe 11, da? Deci mulțit cu 13 pe 11, da? Și ne știi înainte de a face mulțirea, faceți simplificările posibile. Iar 22 cu 11 simplificăm și aici rămâne un 2. Și egal cu 2 ori 26 pe 1. Deci fracția căutată este 26 pe 1. Și întrebarea era, cine este acea fracție care, după înmulțirea cu 11 pe 13, ne dea 21. Răspunsul, fracția este 26 pe 1. Da? Altă chestiune. 2 pe 3 din... Să facem 2 pe 3 din... 15. 15. Cu cine este egal 2 pe 3 din 15? Cu 2 pe 3. Pe 3. 2 pe 3 e înmulțit cu 15. Da. Deci egal cu 2 pe 3 e înmulțit cu 15 pe 1. A face o fracție dintr-un număr înseamnă înmulțit cu un număr acela. Da. Nu mai este întâm ca la clasa a 4-a, când împărțim la anul și mulțim cu nu știu ce. Și acum, înainte de a face înmulțire, face simplificările și iată aici vine 5 ori 2, 10. Deci, răspunsul 2 pe 3 din 15 e egal cu 10. Altă. 6 pe 7 din 42. 6 pe 7, tu vorbește, Ștefania, din 42. Este egal cu 6 pe 7 ori 42. Da. 42 pe 1, se subînțelege, da? Da. Egal cu? Simplifică 42 cu 7 și rămâne 6. Și egal cu 6 ori 6, 36. Da? Aceasta este valoarea fracției acestea, 6 pe 7 din numărul respectiv, reprezintă 36. Mai departe? Un stilou costă 3.000 de lei. Da? Un stilou costă 3.000 de lei. Un stilou... Dacă preț... 3.000 de lei. Dacă
Deci, la prețul de 3.000 de lei, se mai adaugă 10%, da? Da. Ar trebui să vedem ce reprezintă 10% din 3.000. Deci trebuie să vedem cât reprezintă 10% din 3.000, încât să mai adăugăm la 3.000 și acel 10%, că crește prețul. Da? Deci trebuie să facem 10% din 3.000. Deci mai întâi facem 10% din 3.000. Mai întâi facem 10% din 3.000. Da. Adică o să faci ce înseamnă 10%? 10 pe 100. Da. Deci 10% înseamnă 10 pe 100, adică 1 pe 10. Că simplificăm. 1 pe 10. 1 pe 10 din 3.000. Deci cum se face o fracție dintr-un număr? 1 pe 10 ori 3.000. Deci asta e egal cu 1 pe 10. 1 pe 10 ori 3.000. Și simplificăm pentru 10. Și egal cu 300. 300 lei. Ce reprezintă 300? Cu cât a mai crescut? Cât va fi nou preț acum? 300. Nu? 300 a mai crescut cu asta, dar noul preț, dar a fost un preț, la 3.000 mai adăugăm 300, da? Deci noul preț este, cât am spus, 3.000 plus 300 și egal cu 3.300. Asta e noul preț. Deci mai întâi am văzut cu cât a crescut. Adică ar trebui să facem 10% din suma pe care o aveam înainte. Dacă așa zice, mai crește cu 10% față din suma dinainte. Și am văzut că 300 înseamnă. Și deci în final am adăugat lui 3.000 lei cu preț creșterea respectivă. S-ar fi putut face așa, mai direct. Cu cât a crescut? Cu 10%. Față de 100% cât era, acum va fi 110%. Deci el avea prețul de cât avea înainte? 3.000, da? Da. Și acum cu cât a crescut? Cu 10. Deci la 100 cât avea, mai adăugăm 10. Da. Deci ar fi fost interesant. 110% din 3.000. Ar fi trebuit să facem 110% din 3.000. Deci ce înseamnă 110%? Înseamnă 110 pe 100 din, adică mulțit cu 3.000, nu? Mulțit cu 3.000 și egal cu, iată, simplificăm printr-o 100, 2 zerouri de la 3.000 cu 2 de aici și vine 110 ori 30. Și cât face 110 ori 30? Vine 3.300. Vine 3 ori 1, 3 și cu 2 zerouri, 3.300. Și am văzut, am prins deodată prețul. Da. Prețul final. N-a mai trebuit să facem întâi creșterea de 10% sau adăugăm la vechiul preț. Am adăugat-o când am zis 110%. Adică am pus peste 100%, peste vechiul preț de 3.000, am pus și pe 10. Și atunci a fost 110%. Și iată că deodată prețul l-am găsit. În felul ăsta, da? Așa s-a fost manevra. Altă problemă? 2 pe 5. 2 pe 5. 1 pe 2. 1 pe 3. Da. Chidem paranteza, totul la a doua. Da. Minus 14 întregi 2 pe 5. Și 2 pe 5. Este egal cu, să facem calculul ăsta, da? Da. E egal cu 2 pe 5. Da, 2 pe 5 copii. Împărțit la 2 și vine 3 minus 2 totul pe 6. Așa vine, nu? 3 minus 2 totul pe 6.
și asta toată la pătrat. Minus, introduc 14 în întregii fracții. 14 ori 5. 5 ori 4 dă 5 ori 70 și 2. Și 2 pe 5. Egal cu. Continuă, Cristina. Egal cu. Egal cu. Te uiți pe căiță. Egal cu. Egal cu. 2 supra 5 împărțit la 1 pe 6 minus... Și tatul la pătrat? A. Înseamnă 1 la 2 face 1 de 36. A. 1 da? Pe 36 minus 72 supra 5. Minus 72 pe 5 egal cu continuu Darius. Egal cu 72 supra 5. Nu egal cu 2 pe 5, că luăm de la capăt. A. Păi da, ziceam cu... Egal cu 2 supra 5. Așa zicem, egal cu 2 pe 5, ori? Ori 1 pe 3, 36 pe 1. Ori 36 pe 1, a doua inversată, minus 72 supra 5. Egal Stefania, continuă ea. Acum mai... Căutăm simplificări dacă avem ceva, dar nu avem. Nu avem, așa că pe a doua o simplificăm. Nu amplificăm nimic, înmulțim. Numărătorii între ei și... Deci la fracții, la mulțime, nu avem, nu amplificăm nimic. Deci 2 ori 3, 6 face cât? 72 supra 5 minus 72 supra 5. Și cât face? 0. 0. Și termină de da? Mergem mai departe. Să vedem. Atât? Foarte puțin. Foarte puțin. Așa, mergem repede la Cristina. Hai să vedem, Cristina, ce te mai tu? În 3 zile s-au vândut 12,56 kg. Deci, în 3 zile. Deci, în 3 zile s-au vândut 12,56 kg. Apoi, 41... Deci, 3 zile, puncte, puncte, s-au vândut... 12,56 kg. Kilograme. 41,275 kg. A, pe fiecare zi. Sau cum, cum spune? Nu, deci spune așa. În 3 zile s-au vândut 12,56 kg, 41,275 kg și 29,11 kg de cafea. Eu asta înțeleg. În prima zi s-au vândut 12,56 kg. Da. A doua zi s-au vândut 41,275 kilograme. Iar la treia zi 29,11 kilograme de cafea. 29,11 kilograme. Bun. Cafea, da? Da. Deci, cafea. Mai departe. Care costă 10 lei kilogramul? Calculați în două moduri suma încasată. Deci, costă kilogramul? Cât costă? 10 lei. Kilogram costă 10.000. Da? 10.000 lei. 10 lei. 10 lei. Nu 10.000 lei. 10 lei. Bun. Cât costă, cât, care e suma încasată în două moduri? Ce vrea să spună? Mulțim fiecare cu 10. Și cum ne adunăm? Da. Adică vedem că sunt încasate în prima zi, în a doua zi. Și a treia, în două moduri. Primul mod. Deci primul mod ar fi așa. Suma ies încasată înseamnă 12,56 ori 10 lei, da? Plus 41,275 ori 10 și plus 29,11. Așa, egal cu 29,11 ori 10. Și egal cu. Egal mai departe cu cine? Știm să mulțim cu 10, da. Nu? Numele 10 mare. Când mulțim cu 10, virgula se duce la dreapta peste o cifră. Da.
Dacă mulțim cu 100, peste 2. Da? Deci cât a venit la mulțirea cu 10 și face 125,6. Da? Deci egal cu 125, egal cu 125,6 lei. Plus 4,75 lei. 75 lei. Plus Darius. Plus Darius. Plus 291,1 lei. 291,1. Corect. 291,1 lei. Și acum adunăm acestea. Știți bine la adunare să pun virgulă sub virgulă. Zecim, zecim, sutim, sutim, da? Deci toate acestea, iată că am uitat să dau aici, să se vadă. Deja am făcut mai mică. Așa, acum să se aude. Microfonul ai TV merge în clipa de față. Și iată, să facem calculul sumei respective. Deci 125,6 adunat cu 412. Atenție aici, virgulă sub virgulă, da? Da. 75 plus cât? 291,1. Și adunăm. 5 sutimele rămân 5. 6 plus 7, 13 plus 1, 14. 4 scriem, 1 reținem, punem virgula. 5 plus 2, 7 plus 1, 8 plus 1 reținut, 9. Da. 2 plus 1, 3, 9 plus 3, 12, 2 scriem, 1 reținem. Deci cât avem aici? 10, 12, da? Da, 1 reținem. 1 plus 4, 5, 8. 5 plus 2, 7 și cum 1 reținut, 8. 8, da? 8. Deci 829 de lei și 45 de bani, suma încasată pe cele 3 zile, da? Da. Pentru cafea. Asta a fost un prim mod. Al doilea mod de calcul a sumei. Ia să vedem ce o altă idee aveți pentru calculul sumei. Adunăm fiecare și ne mulțim 10. Adică, practic, adunăm toate cantitățile vândute și până la sfârșit ne mulțim cu 10. Da? Deci ar fi egal cu 12,56 plus 41,275 plus 29,11, totul de înmulțit cu 10. Și ca mai departe, hai să vedem cantitățile, să adunăm în totalitate, cât ar face cele... Cine spune la adunare cât ar da, câte kilograme va avea deodată? Le adunați, da? Că aș vrea să-mi spuneți deodată, fără să le adunați. 82,945. Sigur că da. Că toate au fost aceleași numere. Sunt 12,56, numai că virgula este aici. Deci, totul este ca și înainte. Numai că virgula e pusă mai în stânga. Deci, el este... Mai în dreapta. Mai în stânga, virgula, cocică. Da? Stânga. Da. Așa. Cum priviți că la tablă? Voi, cum priviți, tot așa vine, nu? Da. Exact așa. Așadar, vine 82,945 kilograme ori 10 lei. Și cât ar să facă la mulțire toată suma asta? Vine 829,45. Deci, în final, obținem 829,45. 829,45. Spuneți-mi, ce proprietate ați surprins voi, care ar fi deosebirea între prima și cea de-a doua variantă? Fiecare număr, eram înmulțit cu 10, până aici toate se adunau direct și se înmulțeau cu 10. Acolo fiecare în parte se înmulțeau. Sunt la lecție. Trebuie să se și audă. Așa, din cauza... Așa, vă pot vedea. Foarte frumos. Dar ne pot și auzi? Asta e întrebarea. Da, ne și aude acum, că nu dăduseră mult drumul și de aceea nu auzeau și nu vedeau. Bine că i-am rezolvat. Iată, cineva ne urmărește și se întreba
cum poate să intre în contact direct cu noi. Atenție! Vă să zic că autorul spune așa. La un magazin se vinde cafea. În prima zi 12,56, în a doua 41,275, în a treia 29,11 kg. Un kilogram de cafea costă 10 lei. Ce sumă s-a încasat în cele 3 zile? Dar faceți treaba asta în câte variante, a spus. Sunt două variante. Da, am făcut-o. Adică să aflăm ce sumă s-a încasat în fiecare zi și adunăm la sfârșit. A fost prima variantă. Da. A doua, am adunat toate cantitatea și m-am mulțit cu 10, nu? Da. Foarte simplu a fost. Știți voi ce proprietate am aplicat noi aici? Nu, este distributivitatea mulțirii față de adunare. Când s-a mulțit cu 10, mai înainte am mulțit cu 10 și acum, după ce am adunat, am mulțit cu 10, da? Deci, practic, deosebirea între cele două este doar în varianta asta. Că e vorba de aplicarea distributivității înmulțirii față de adunare, da? Bun. Mai departe, te rog. 1, paranteză pătrată. 1? 1,3 la puterea 4. 1,3. La puterea 4, paranteză pătrată. Așa, totul la 4. Da, împărțit la 1,3, totul la puterea 2. Totul la a 2. Împărțit la 1,3 plus 1,3 la puterea 3. 1,3 plus aici? Da, plus 1,3 la puterea 3. Așa. La puterea 0. La 3 și la 0, sus, da. Fără... Nu, nu ați înțeles. Adică 1,3 să mai pun o paranteză? Și nici 1,3 la puterea 2. Toate într-o paranteză. Toate într-o singură paranteză. Ah, am înțeles, de la un cap la celălalt, da? Da. Așa, bun, bun. Deci, la a patra, asta la altă, la a câtea, la a doua, aici la a întâia. Fără paranteză. Și fără asta, da? La a treia și totul la zero. Și acum toată asta. La pătrat. O paranteză pătrată. Pentru că după urmă. Așa, totul. Ori. Acum, paranteză rotundă, da. 3,1 la puterea a doua. 3,1 la puterea a doua. Așa? Nu, fără, nu închide. Deci nu închide, lasă numai 3,1 la puterea a doua. Minus 3 la puterea a doua. Acum închideți rotunda. Da. Ori 10 la puterea a doua. Ori 10 la a doua. Închideți pătrata. Da. Împărțit la 3,1. 3,1. Atât. E gata. Ne facem plan de lucru. Da? Păi, stai așa. Unde a început a doua paranteză pătrată? A doua paranteză pătrată? Nu, dar nu trebuia să închideți în partea aia. Aici nu se închide? Nu trebuia să închideți, nu? Întrebarea, cum sunt două paranteze pătrate și una fără început. Am înțeles. Abia asta aici închise, da? Da. Bun. Bine. Uite că el a observat, zice... A doua unde au pornit, a doua paranteză. Acum e da, toată pasta, toată, înmulțit împărțit la 3,1. Să facem firmă ghișițului, să înțelegem bine ghișițului. Păi mai întâi facem puterile, apoi paranteză rotundă. Bine, le luăm în ordine, facem puterile, paranteză, puterile și împărțit. Așa, aici avem de împărțit 1,3 la a patra, împărțit la 1,3 la a doua. Cum să par două puteri? 1,3 la puterea a doua, pentru că... Să copii baza și să scade exponenția. Și pe urmă mai împărțim încă o dată la 1,3. 3. Da. Adică va fi... Va fi 1,3 la a doua. Și împărțim la 1,3, da? Deci, de aici v-ați dat 1,3 la a doua. Hai să zicem așa. 1,3 la a doua, împărțit la 1,3. Acesta la 1, la puterea 3. Și va da până la 1,3 la a întâia, va da final, dar data viitoare, zicem așa, da? Plus 1,3 la a treia. 1, și hai să vedem, 3 la 0, 3 la 0, cât este? 1. Și 1,3 la a întâia e 1,3. Deci, urma 1,3. Da. Pune și paranteza, rotundă. Bun. Unde se pune paranteza rotundă? Acum spun, deschid paranteza rotundă. Deci paranteza pătrată nu mai pune. Aici, aici o pun, da? Da. Bine.
Acum, să vedem 3,1 la a doua minus 3. Cât o face 3,1 la a doua minus 3 la a doua? 3,1 minus 3. Nu, cred că trebuie să face... Ce înseamnă 3,1 la a doua? Înseamnă 3,1 ori 3,1? Da. Că asta înseamnă la a doua, mulțim prin el însuși, da? Da. Facem deoparte și noi operația asta. Ia să mă ajute Ștefania. Deci 3,1 ori 3,1. Și mulțim de parcă n-ar avea... 9,60. Deci 1 ori 1, 1, 1 ori 3, 3, 3 ori 1, 3, 3 ori 3, 9. 1, 6, 9. Și observăm că avem 20 mari, una, două, și punem virgula după două, 9,61. Deci va face 9,61 minus 9, că 3 la a doua este 9, ori 10 la a doua, ori 100. Ori 100. Hai să zicem ori 100 deodată. Și închidem în paranteza dreaptă, împărțit la 3,1. Și dăm mai departe cu. Și egal, facem puterea. 1,3 la a doua minus 1, împărțit la 1,3. Da, pe total 1,3. Poate 1,3, că iar copiii în bază și scădem exponenții. Da? Deci va face 1,3. Egal cu 1,3 plus 1,3. Paranteza pătrată. Hai să spunem paranteza pătrată, corect. 1,3 înmulțit cu paranteza rotundă. 9,61 minus 9. Egal 0,61. 0,61. Nu mai vreau să mai spun paranteza. Paranteza pătrată trebuie să o schimbați. Da, să devine rotundă, da? Dar o pot lăsa pătrată, că nu omor pe nimeni. Da? Nu e nicio crimă, doar. Deci nu e nicio crimă. 1,3 ori 0,61. E corect așa, din 9,61 da? Scăde pe 9, 0,61 ori 100 și tot în paranteză dreaptă împărțit la 31. 3,1. Și egal mai departe. Apoi facem înmulțirea. Să facem înmulțirea. Da. Dar haideți să scăpăm 0,61 ori 100. Am putea face 1,3 ori 0,61 da. Și până o să mulțim cu 100. Dacă vreți, 0,61 ori 100 fac 61. Că-s două decimale. Deci mutăm virgula asta, se duce peste câte cifre? Una, două. Da? Deci în urma mulțirii 0,61 cu 100, va face 61. Deci hai să scriem cât avem și noi. Să spunem, am paranteză rotundă, 1,3. Ștefan Antelu se vorbește 1,3. Plus 1,3 ori 61, nu? Da. Da. Împărțit la 3,1. Și egal mai departe cu. Am putea face o operație între cele două, de cei doi termeni de aici. Ce putem face? Să-i înmulțim. Întâi înmulțirea și până adunare, dar ca să nu muncim așa, vedem 1,3 comun. Și aici și aici. 1,3 ori 2. Nu, să scoatem un factor comun. Că 1,3 factor comun este și la primul. Și la aici, al doilea factor. Da? Eu zic 1,3 ori 1 aici. Da? Și rămâne 1. Deci să scoatem un factor comun pe cât am spus? Pe 1,3. Deci egal mai departe cu 1,3. Pe lângă, înmulțit cu? Pe lângă 1. 1. 1 plus 61. 1 plus 61. A. Mai 1 plus 61. Da. Că a dat pe 1,3. Da? Din primul termen mi-a rămas 1. Și în al doilea 61, da? Și împărțit acolo la cât? La 1,3. Și e dat mai departe cu? Nu, 3,1. A, cu 3,1, da? Da. Așa, 3,1. La 3,1. Și e dat cu? Și egal cu 1,3 ori 62. Deci vine 1,3 ori 62 împărțit la 3,1. Da, 3,1. Și? Și trebuie să ce? Ce trebuie? Să facem înmulțirea și apoi facem împărțirea, nu? Da. Bun. Hai să facem deoparte mulțirea.
Deci zicem 1,3 înmulțit cu 62. 2 ori 3, 6. Cine face? Cine mă ajută? Eu 8,06. 2 ori 3, să vedem sfatul întâlnul. 2 ori 3, 6. 2 ori 1, 2, da? 6 ori 3, 18. Eu scriem 1, reținem 6 ori 1, 6 și cum reținem 7. 6. Va fi 80,6. 0, 8. Da? 80,6. 80,6, cam o singură decimală. Deci face 80,6, da? Deci egal cu 80,6. 80,6. Împărțit la 3,1. Cum facem împărțirea asta, cum știu să fac? Da, dar împărțitorul ăsta de... decimal. Decimal. Mai greu, dar reușim să facem. Să transformăm direct în fracție. Ah, să ne ducem cu fracții să lucrăm? E mai ușor. E mai ușor, mai comod. Deci transformăm din numere decimale în fracții ordinare. Da. Și până știm să facem împărțirea două fracții. Da. 806 supra 10 împărțit la 31 supra 10. Deci 806 supra 10, că dacă ducem la dreapta peste o decimală, da, trebuie să spun și supra 10, da? El are o idee foarte clară. Deci el îmi spune că să zicem 806 supra 10 ori 31 supra 10, da? Bine? Da. Și împărțit este aici, nu? Atenție, că e împărțit. Da, și acum 806 supra 10 ori, exact, 806 supra 10 ori 10 supra 31. 10 cu 10 se simplifică. Și azi vedem 31 ori cu 806 se împarte exact prin 31, că e cel mult 31 e număr prim. Da. Ia să vedeți deoparte, 806 împărțit la 31. Încercați voi. 806 împărțit la 31. Mă interesează să vedem. Așa mergeți, da? Deci am pus amărțit exact, răspuns corect, 26. Da, iată, am ajuns la exercițiul final. Înainte de asta, înainte de a șterge, aș vrea să mai arunc o privire, pentru că exercițiul a fost foarte frumos, interesant că se poate. Adică, vedem încă o dată, a fost 1,3 la a doua, împărțit la 1,3, plus 1,3 ori 9,61 minus 9. Sau dacă mă duc mai sus, am avut și împărțire, acum să fac două puteri care au aceeași bază, scopie în bază și scade exponenții. Deci ne-au pus la încercare autorul. Destul de șmecher autorul în tot ce a făcut. Apoi am văzut aici și ne prindem noi de o chestie, înmulțim cu 100 și face 61, dar ne prindem. Aici este un moment frumos, când scoatem pe 1,3 în factor comun. Da? Scoțându-l pe 1,3 în factor comun, apare 1 și cu 61, fac 62 acolo. Și de acolo exercițiul merge foarte frumos. Așa că eu văd aici un lucru interesant. Voi ați mulțit așa, fiindcă am avut o împărțire în care împărțitorul era număr decimal, mi-e mult mai greu cu împărțitorul număr decimal. Și atunci am avut, le-am transformat în fracții, că la fracții știu, mulțumesc prima cu a doua inversată. Și de acolo m-am dus foarte bine, da? Mai am un destul de greu. Olu. Dar tu deci ai avut o lucrare? Ce? Poftim? Ai avut o lucrare? Da, și la ultimul an nu a făcut nimeni la lucrare. Să vedem, mai. Să putem pune la încercare. Să vedem ce facem la exercițiul ăsta. Nu se poate. Noi știm un lucru, că îl facem. Nu? Este foarte important să gândim pozitiv, să avem angajarea asta, că sigur îl facem, și atunci să vedeți că îl reușim. Probabil colegii tăi n-au gândit pozitiv. N-au, eu m-am blocat într-un fel.
Da, păi alea periodice sunt infinite. Da. Da. Înseamnă că se repetă la nesfârșit acolo. Da. Așa. Te rog. Determinați cifra A știind că... Da, determinați cifra A. A știind că... Da, nu face. Dacă zici știind că... Dacă spui știind că... Știm să-l facem. 0,1 perioadă A cu bară deasupra. 0,1 perioadă A. Perioadă A cu bară deasupra. Plus 0, A perioadă cu bară deasupra. 0, A. Perioada, am în perioadă. A în perioadă, da. Da, cu bară deasupra. Așa. Plus 0,A1 în perioadă. 0,A1 în perioadă. Cine e în perioadă? 1. Așa. Aparține numerelor naturale. Așa. Să determinăm pe A. Să găsim pe A. O să vă zic de acum, habar n-am. Băi, dar am nevoie de răspunsul ăsta. Eu am nevoie de o idee. Păi, am eu o idee. Ziua. Un număr niciodată nu poate să înceapă cu numărul 0. Dar n-avem pe prima poziție. Facem... Hai să ne amintim că se transformă păi un număr... Păi, da, asta ziceam. În fracții perioadice. Fracții ordinare. Da. Din fracții deci, periodice în fracții ne amintim care. Asta, punem la punct și până ne întoarcem ce ești, da? Da. Deci zicem așa. 2,3 în perioadă. 2,3 în perioadă se scrie 2 întregi și 3 pe 9. Egal mai departe. 3 pe 9 se simplifică. Da? Prin cât? Prin 3 și face 2 întregi și 1 pe 3. 2 întregi și 1 pe 3. Introducem un 3 în fracție să ne convingem ce este. 2 ori 3, 6 și cu 1, 7. 7 pe 3. Ia să facem 7 pe 3, vedem, ne dă 2,3 în perioadă? Adică vrem să facem proba, să vedem dacă am făcut o treabă bună. Mi-e teamă să nu fi greșit aici. Da? Facem o probă. Deși nu mi-e comod să vă zic și facem proba, da, se filmează, trebuie să facem treaba asta. Adică, dacă v-am spus un lucru corect sau v-am spus vreo trăsnaie. Mă interesează asta. Deci, facem ce? 7 împărțit la 2, 7 pe 2, înseamnă 7 împărțit la 2, nu? Care merge de câte ori? De 7 împărțit la 3, pardon. La 3, că este numitorul 3. Da. Merge de câte ori? De 2 ori. 2 ori 3, 6. 1. Am ajuns, nu m-am ce coboră, pun virgulă. Pun virgulă la cât? Cobor, pun o 0. 3 în 10 merge de 3 ori. 3 ori 3, 9. Și 3 se repede. Gata, se vede, 3, 3, e foarte tare. Înseamnă că 2,3, 2,3 în perioadă, este corect, cum am gândit. Este 7 pe 3, 7 pe 3, vedeți? Am vrut să mă verific dacă am făcut o treabă bună sau nu. Noi deja știam asta că facem. Știați că da. E bine așa, da? Nu avea rost, dar... Dar pentru prietenii noștri, pentru Stefania, care n-are antrenamentul aici, de ce am vrut să facem așa, da? Hai să luăm un număr periodic cu două grupe aici de cifre. Adică 2,13. 2,13 se cheamă să un număr periodic, da? Se cheamă număr periodic simplu, simplu, pentru că grupul de cifre urmează după virgulă. Deci grupul care se repetă se cheamă, este imediat după virgulă. De ce zice număr periodic? Număr periodic simplu. Simplu. Da? Este un număr periodic simplu. Și el se scrie egal mai departe cu 2 întregi. Deci partea întreagă se lasă în fața rindii fracții, da? 2 întregi și se pune tot grupul de cifre care e în perioadă. Adică 13 pe 99. 13 supra atâția de al din 9 câte cifre are perioada. 2 din 9.
Iar, ca să mă convinc că a făcut o treabă bună, introduc întregul fracție, egal mai departe cu cine? 2 ori 18, 2 ori 19, 19, 19, 19, 19, 198 plus 13 și face 38, 1, 200, 200, cât ai zis tu? 11, da? 211. Egal cu 211 supra 99. Și acum, pentru a fi sigur că am făcut un lucru corect, n-avem decât să împărțim pe 211 la 99 și trebuie să ne dea 2,13 în perioadă. Da? Deci împărțim și noi pe 211 la 99 și egal cu, merge de 2 ori, 2 ori 9, 18. 2 ori 9, 18 și 1 ori 19. Restul este cât aici? 8 din 11, 3. 9 din 10, era 0, 9 din 10. 1, nimic. Și nu mai am ce coboră, pun virgula, la cât? Pun 0. Și 99 în 130 merge o dată. 1 ori 99, 99. 9 din 10, 1. 9 din 12, 3. Bine? Da. Nimic. Și continui să mă adaug un 0 ca să continui să fac împărțirea. Și iată, merge de câte ori? Ca 9 în 31. De 3 ori. De 3 ori 9, 27. Da? Deci de 3 ori. 3 ori 9, 27. 3 ori 9, 27 și cu 2, 29. 7 din 10, 3. 9 din 11, 9 din 10. Am luat-o, m-am frântat, da? 9 din 10, 1, nimic. Acum, 130 și peste restul ăsta, 130, și am mai dat o dată. Și de acum se repetă. Dacă aș continua, ar merge o dată, deci de 3 ori, iar o dată, de 3 ori. Deci grupul 1, 3, 1, 3 se vede că se repetă. Și de aceea, ca să nu mai zic 1, 3, 1, 3, zic 2, 1, 3. Grupul de cifre care se repetă, acesta este 13, da? Da. Și de aceea am făcut o treabă corectă, nu încape discuții, suntem buni. Da, suntem buni, facem lucrurile corecte, să ne înțelegem. Acum. Eu cred că am greșit, că am văzut că vine 2,1 și tot ziceam că nu merge. Cream că vine direct 13. Deci, dovadă că n-am greșit. Acum să luăm un număr periodic mixt. Deci, număr periodic mixt. Adică numai grupul de cifre care se repete nu imediat după... Nu imediat de după... virgulă, ci mai încolo. Cum ar fi? 2,5 13 în perioadă. 2,5 13 în perioadă. El se transformă în fracție ordinară astfel. 2 în 3 se pune în fața de fracție. Se scrie tot grupul de cifre și cel neperiodic și periodic. Tot ce urmează de după virgulă. 513, din care se scade 999, se scade 5, se scade neperioada. Deci minus 5, da? Supra 990. Supra atâtea, atâția de 9, câte sunt, câte cifre sunt aici? Deci sunt două cifre, 9, 9. Și atâția de al de 0, urma de atâtea 0, câte cifre are partea neperiodică. Are o singură cifră, că e 5, punem-o și noi una singură. Hai zis eu. Așa. Deci, egal mai departe cu 2 întregi și 513 minus 5, cât face 513 minus 5? Face 500... 8. Cât? 508. 8, nu? 508. Eu am zis. 508 supra 990. Egal cu... mai putem simplifica fracția asta 508 la 990 printr-un 2, este deductibilă. Da. Deci vine 2 întregi și
2 în 5 de 2 ori. 5 ori, 2 ori, 2, 4, rămâne 1. Coborâi pe 0. 2 în, prin 2 am zis, 2 în 10 de 5 ori. Și 2 în 4, 2 în 8 de 4 ori. 254. Supra 990 împărțit la 2. 2 în 9 de 4 ori. 4, 2, 8. Da. Și rămâne un 1. Coborâi pe 9. 19. 2 în 19 de 8, de 9 ori. Și 0 și 5. 9 ori 2, 18, rămâne 1. 495. 495. Corect. Acum, mai vedem dacă se mai simplifică. Prin 2 nu. Prin 2 nu, pentru că sus vrea, dar nu vrea jos. Ăsta ar vrea prin 5, nu vrea la altul. Prin 3, suma lor, 2 și cu 5, 7 și 4, 11. Gata. Amândoi trebuie să vrea. Nu. Dacă ăsta nu vrea, degeaba vrea ăsta prin 3. Deci numai... Și acum introducem întregul în fracție și egal mai departe cu 2 ori 495 face 990, mă sigur. 990 cu 254. 990, hai să adunăm, 990 plus... Să schimbați camera. Lăsăm așa. Lucrează... Singur, manual. Da. A, nu mai... Și rupi el, da? Deci 990 plus cât? Plus 254. 254. 4 și cu 0, 4. 14, nu? Da. 10, 12. 1244. 1244 supra 495. Dacă fac împărțirea, cât trebuie să-mi dea, dacă am lucrat corect? Deci dacă fac împărțirea, trebuie să-mi dea 2,5 în paranteză 13. Dacă nu-mi dă așa, am greșit flagrant. Da, nu mă. Aveți încredere în mine. Nu, măi, nu am încredere deloc la matematică în nimeni. Decât în ce facem concret. Da? Deci, 1244 împărțim la cât? 495. De câte ori merge Ștefania? Mă sigur. De 3 ori. Nu, de 2 ori. De 2 ori, da. De 2 ori, 2. Pe 2 îl avem acolo. Păi de ce, măi? Ca 4 în 12, tu zici de 3 ori, dar are 95 și de aia merge numai de 2 ori. 2 ori 495 face 990. 990. 4, 9 din 14, 5. 9 din 11, 2. 254. Și fiindcă numai am de coborât, pun virgula, adaug un 0 și de câte ori merge sigur, dar sigur. 5. De 5 ori. De unde știm? Eu uite-mă acolo, că 5 trebuie să vreau. Da? Da, 5. 5 ori 5, 25, 5, 2. 5 ori 9, 45, cu 2, 47. 5 ori 4, 20. Și cu 4, nu? 20 cu 4, 24. 24. Ia să vedem. 5 din 10, 5. 7 din 11, 7 din 13, 6. 4 din nimic și nimic. Coborâm. Punem un 0. De câte ori merge? O singură. 10. Merge o singură dată. Da. Păi, 495. 50. Nu, păi. 495 și 650. Merge o dată. De unul ne anunță de acolo. 495. 5 din 10, 5. Da? 9 din 14, 5. Și nimic. Punem un 0. Și de câte ori trebuie să meargă? Da, aici, aici am greșit eu. Deci 4 din, cât am zis noi? 4 din 5, 1. Da, 4 din 5, hai, ajutați-mă, numai asta să... Da. Ce juca cu... Da. Nu, cred aceea. Dar restul, ești un băiat serios, nu? Nu mă dezamăgi. Așa. Ia să vedem, dacă e goală, goală. Nu mai este goală. Nu-i goală, care goală. Uite.
Nu am văzut să servească. Ne. Nu am văzut, era... Am văzut că era... Așa da. Și-a fost, da. Bun, merge de câte ori în mod sigur? De trei ori. 3 ori 5, 15, 3 ori 9, 27 și 1, 28, 3 ori 4, 12 și cu 2, 14, 5 din 10, 5, 8 din 14, cât vine 8 din 14, 6 și nimic și nimic. 65 sau 650 am mai găsit odată. Înseamnă că de acum merge iarăși 1, 3, 1, 3, da? Da. Și iată grupul de cifre 13 ca să repete. Deci, într-adevăr, este corect. Iată cum un număr periodic mixt s-a transformat în fracția asta 1244 pe 495, iar fracția este corectă, este egală valorii ca acestui număr decimal periodic mixt. Pentru că dacă facem împărțirea, dăm chiar peste el, da? Dăm chiar peste numărul ăsta. Înseamnă că am făcut o treabă bună. Eu acum insist. Deci un număr periodic, atenție, periodic simplu, se transformă așa. Partea întreagă scrie în fața linii de fracții, după care, în dată, grupul de cifre se scrie la un numărător, care se repetă, care e în paranteză, supra atâția de al de nouă, câte cifre are grupul respectiv, din paranteză. Când e mixt, tot așa, partea întreagă aici în față, se scrie tot grupul, și partea neperiodică și partea periodică. 513, din care scădem partea neperiodică, supra atâția de al din nouă, câte cifre are partea periodică, urmate de atâtea zerouri, câte are partea neperiodică. A fost partea periodică din două cifre, 2 din 9. A avut partea neperiodică o singură cifră, am pus un singur 0 aici, da? Și iată, așa arată fracția ordinară la care am vorbit mai înainte. Bun. După ce am înțeles cum se întâmplă chestia asta, hai să ne întoarcem la ghișițiu. Ăsta de a fost datul... Ați tras un pic. Da, trebuia să pregătesc asta. Fără pregătirea asta, bunarul Ștefanean n-ar fi înțeles că ea n-a ajuns la lecția asta și atunci ea copia de pe tablă. Dar nu numai ea. Se întâmpla ca și foarte mulți prieteni ai noștri, neștiind lucrul acesta, n-ar fi putut să se apropie de ghișițiu, decât ar fi copiat și atunci a spus a, și prof online face niște chestii de astea, ca la așa școală. Ni se dă niște lucruri fără să ne ajute. Nu se sfrede să ne explice așa cum trebuie. Bine, și eu sper că mă deosebesc de toți ceilalți, pentru că am răbdare să previn lucrurile încât să pregătesc. Am multă răbdare, da? Mă bucur mult că e constatat. Este cel mai răbdător om care l-am cunoscut. Așa. Și al doilea-i tata. Bă, ce frumos, ce frumos că ai spus aceste lucruri. Într-adevăr, știi de ce, Ștefania? Dacă în timp ce explici cuiva ceva pe care tu știi, să zicem, și nu ai răbdare să îmbraci haina celui care ascultă și să cobori la nivelul la care el are informațiile, atunci tu l-ai agresat. El nu mai este în stare să se deschide, să colaboreze cu tine. Pur și simplu spune, pe da, zic da, că trebuie să zic da. Da? Dar nu am înțeles nimic. Așa facem noi din multe la școală. Asta e mare dramă, copii. Copii, știți ce? Este fantastic de grav. Dacă veți avea forța necesară, spuneți, nu, aici n-am înțeles. Să vedeți câte liniște se face. Profesorul atunci este pus în situația să găsească soluții ca să facă să înțelegi. Păi de-aia te-ai dus acolo la școală. De ce te-ai dus? Ca să înțelegi niște lucruri, nu? De multe ori profesorul țipă și zice, dar cum să nu înțelegi? Nu știu ce vreau. Da, n-ai fost patent. Da. Ai păcat. Poate chiar te-ai străduit. Poate chiar te-ai străduit, dar el n-a avut răbdare, iată, apropo de răbdare, să înțeleagă că informația aceea nu se integrează în nivelul tău de cunoștințe. Că tu nu-i faci spațiu, nu-i poți face, nu ai cum. Da, și din cauza asta greșeala lui. Eu zic nu.
Și de aceea, tu ca elev te îndepărtezi de matematică. După aceea spun, dă-mă cu matematică, nu mai trebuie matematică. Fac orice, dar nu matematică. Bun, hai să ne întoarcem acum. Să luăm pe 0,1A în perioadă. Ștefanie, m-a ajuns tu. 0,1A în perioadă. S-ar transcri ca fiind 0 la partea întreagă, nu se mai pune când e 0. Dacă ar fi 1, orice alt număr, n-afară de 0. Da, 1A supra 9. Atenție, 1A minus 1A, pune în vară Ștefania, pentru că e vorba de 1A, A un necunoscut. Că dacă ar fi 7 sau 5, ai spus 17. Minus 1, minus partea neperiodică, cum a fost 5-ul? Ia uite de la. Da? Ți amintești? Da? A fost o parte neperiodică. Asta este un număr periodic mixt. Da? Deci minus 1, totul supra, știi, vorbește Ștefania, totul supra. 90. Foarte bine, 90. Un 9 Ștefania pentru care o singură cifră. Și are o singură, o 0 pentru care o singură cifră la partea neperiodică. Da? 1A minus 1, supra 90. Și, din păcate, nu mai poți face nimic. Ne ducem la celălalt. 0,A în perioadă. 0,A în perioadă. Așa mi l-ai dictat, da? E bine? Da, da. Este egal cu? A. A supra? Supra 9. A supra 9. Și așa în gheață. Da, așa ar fi să mergem. N-ai ce mai faci. Ne uităm și la celălalt. 0, 0,A1 în perioadă este mixt. Da. O să spunem că este egal cu A1 minus A supra 90. Și atunci exercițiul devine. În loc de primul zicem 1A minus 1 supra 90. Nu? 1A cu bară deasupra, da? 1A minus 1 supra 90. Plus A pe 9. Plus A 1 bară minus A supra 90. Egal cu. Și acum aș aduce la același numitor. Am șanse să fie, numai că aici trebuie să amplific cu un 10. Da, asta am făcut și. Da? Un 10 pentru ca să mă numitor comun. Să fie numitorul comun, da. 90. Deci o să spunem, e cam numitorul comun 90. Apoi zicem 1A bară minus 1 plus 10A, 10 ori A. Plus A1 bară deasupra minus A. Cam ăsta este rezultatul. Acum, 10 a scăzut un A, rămân 9A. Putem să facem, nu? Că deci sunt 10 de-al de A, scăzut un A. Deci mai putem continua expresia. Egal cu 1A bară plus A1 bară. A1 este asta. A1 bară și plus 10A minus A, cât vei minus? 10A minus A plus 9A, 9 ori A și minus 1, să nu uităm, minus 1 ăsta aici. Minus 1, totul supra 90. Ei, iată că avem fracția, fracția următoare. 1A plus A1 1A plus A1 plus 9A minus 1 totul pe 90. Am mai spus odată că am un curs la cursul 1, era meu în largul meu acolo. Și cam mai departe cu. Cum mai putem scrie pe 1A? Ca la clasa a întâia. 10A plus A. La 23. 23 cum scrie? 23 egal cu 20 plus 3. Da.
Deci 1A poate fi scris, se repede, 10 plus A. Deci egal cu 10 plus 10 plus A, ca să plus A plus 10. A ori 10, că 20 înseamnă 2 ori 10. Deci A ori 10 sau 10 ori A. 10 ori A, ori A ori 10 ori 10 ori A, plus 1, plus 1 ăsta tot de aici la unități, da, plus 1, plus 9 A, minus 1, totul supra 90. E calcul. Cristina, deci ce trebuia să faci tu? Din clipa în care ai ajuns aici, trebuia să-l desfaci. Pe 1A bagă... Oricum, am primit punctele la el, dar nu terminați. De aici începe treaba, Firuț. De aici începe treaba, Firuț. 10A e 10 plus A, 10A plus 1, 9A minus 1. Și acum, hai să vedem de al dea câți avem. 10A și cu 9 A face 19A și cu un A 20A. Deci vine 20A, 20 ori A, deci 20A, 10-le ăsta și cu 1 minus 1 cât fac? 0. Deci plus 10 ar veni, plus 10, totul supra 90. Și e calcul. Ce putem face aici? În loc de 20 poți zice 2 ori 10. Da? Deci egal cu 2 ori 10 ori A plus 10, totul supra 90. Scoatem un 10, sigur că da, scoatem pe 10 și este egal cu 10 pe lângă 2A. Da? Totul supra 90. Simplificăm printr-o 10, 2A plus 1, supra 9. 2A plus 1, supra 9. Când ăsta aparține numerelor naturale? Când aparține numerelor naturale? Cât ar trebui să fie sus ca la împărțire să fie număr natural, să împarte exact? A, păi 2 ori A plus 1 să divide pe 9. 2A plus 1 să se împarte la 9. Ar trebui să fie 27. Nu, nu 2A să fie divizorul 9. Sus trebuie să fie multipli. Multipli, da? Deci 2A plus 6 și să le adunăm pe 26. Nu, nu 6. 2A, de ce au 6? 2A plus 1 cât trebuie să fie? Hai să dați-mi un exemplu de o variantă. 27. Cât? 27. 27. Dar mai poate să fie 9 prima dată. Da. Când 9 se împarte la 9. După aceea cât să fie 2 plus 18, foarte bine, 27 și mai departe. Deci de aici rezultă, dacă și numai dacă, 2A plus 1 aparține mulțimii numerelor 9, 18, 27 și mai departe. Toți multiplii lui 9. Și luăm pe rând. Nu uitați că A este cifră. Foarte tare. Și luăm acum 2A plus 1 odată. 2A plus 1 egal cu 9. De unde rezultă că 2A egal cu cine? 8. Adică de aici A egal cu 4 și am obținut o valoare. Acum A plus 1 17 împărțit la 2 și nu trebuie să se poate. Da. Nu se poate, trebuie să fie exact, nu? A egal 17 împărțit la 2. Deci nu aparține numerelor naturale. Trebuie să fie cifră. Da. Și hai să vedem și pe cealaltă. 2A plus 1 egal cu 27. 2 ori A egal cu 27. A egal cu 3. 13, dar e bun? Da. Nu, dar ce este? Nu, că e cifră. Cifră. Da. Deci, nimic, pică și asta. Da.
Singura variantă, de acum dacă ducem mai departe, din ce mai mare. Singura valoare este A egal cu 4. Foarte frumos ești. Hai să ne întoarcem la el să-l mai privim o dată, că parcă merită să-l... Nici o fată, nici fata olimpică din clasul nostru nu așa. Păi, hai să vedem ce greutăți a avut ea. Unde credeți că a avut ea greutăți? Și oricare dintre voi. În care au fost momente de fileți? După 10. Da, după ce am înmulțit. După 10 n-am mai știut. Dacă stăm și analizăm, trebuia să știi foarte bine să transform numerele periodice simple și mixte în fracții ordinale. Da. Deci asta trebuia. Dacă nu aveai știința de a transforma, să ajungi la 1a bară minus 1 și nu știa ăsta, nu aveai cum să intri în înghișițiu, deci rămâi pe afară. Da. După ce ai scris așa, ai amplificat cu 10 ca să ai aceeași numitoare, era clar. Dar aici, de ce te-ai oprit tu aici? Practic te-ai oprit aici, nu? Da. Cristina, dar de ce te-ai oprit aici că nu înțeleg? Nu mai știu. Să-i spunem. Spuneți voi, ce n-a știut Cristina din acutul cuvântului? Să-i spună. Asta e. Da. Ia 1A, bar, n-a înțeles că e 10 plus A. 10 plus A. Da. 10 plus A. Și pariu cu vă dată asemănătoare. Și A1 bară, n-ai știut că se zice că este 10A, plus 1. Nu? Deci, acesta 1A e 10 plus A. Da? Deci 1A este 10 plus A. Iar 1A sau A1 bar acela e 10A plus 1. Și de acolo am redus termenele asemenea. Deci uitați aici. 1A, A1 minus, plus 9A minus 1. Și totul se duce până în momentul ăsta. Sigur că de aici urmează încă un moment, scoate al 10 în factor comun. Da? 10 în factor comun, că simplificăm. Și se așează așa. Iar aici încă un moment important. Ce ne facem când se împarte exact? Când e număr natural? Când se împarte exact? Adică ăsta de sus trebuie să fie de la nou început. 9, 18, 27. Deci au fost niște momente frumoase de ghiștiu. Hai să recunoaștem, da? Da. Deci a fost un exercițiu foarte frumos, interesant. Păcat că din colegii tăi n-au reușit nimic.